stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție specială, o întâlnire de conștiință cu părintele Claudiu Băzăvan, invitatul meu, bine ați venit. Bine v-am găsit. Doctor în teologie și un preot cunoscut în Ploiești, faceți parte din tânăra generație de preoți, cei care vin și cu o viziune nouă asupra mersului lucrurilor și poate chiar asupra credinței, cei care își propun să fie și mai aproape de enoriași, de credincioși și de cei care ar putea să se îndrepte către biserică. Nu v-ați rezumat la slujbele pe care le țineți în biserică, la slujbele pe care le oficiați în alte ocazii, ci v-ați îndreptat atenția și către aspectele care țin de cultură. Organizați o serie de conferințe în Ploiești, susțineți conferințe în capitală, într-un mediu extrem de prestigios, cum este Fundația Calea Victoriei. Deopotrivă editați de 8 ani o revistă care se cheamă Conștiința și care e poate într-o oarecare măsură și o revistă de popularizare a credinței, dar și a științei, un loc unde ideile se întâlnesc. Ce v-a determinat să vă răspândiți așa în toate direcțiile astea, încercând până la urmă să focalizați oamenii înspre credință? Din capul locului mi-am dat seama că este total insuficient să vorbești sau să faci gesturi liturgice sau să te rogi strict în lăcașul de cult. Acolo există un format pe care evident că îl respectăm. Există un anumit public target, enoriașii care îl cunosc, sau l-au descoperit și se țin de Hristos. În același timp, oamenii sunt minoritari, dacă e să ne referim strict la cei care vin în biserică. Și atunci ne-am gândit cum să-i convingem pe cei care nu vin la biserică. Și am inițiat încă din 2005, alături de editura Glasul Prahovei de atunci. Știu că Mihai Nicolae colaborează cu dumneavoastră. Alături de el am început acest lung drum al revistei noastre, Conștiința. După care, sigur, revista a avut, slavă Domnului, constanță, dar a avut și multe provocări pe care le-a întâmpinat. Acum ne aflăm în al 8-lea an de apariție neîntreruptă. E un record și personal și de care sunt foarte mândru. Alminteri, am constatat că există o anumită reținere, ba chiar o anumită atitudine negativă cu privire la instituția bisericii sau la preoți în general. Există anumite prejudecăți, un anumit profil al preotului de astăzi. Un preot care se mulțumește să facă sfeștanii prin casele oamenilor, să fie solicitat și să răspundă solicitărilor în cazul unor evenimente fericite sau nefericite. Și cam atât. Părerea noastră este că preotul trebuie să fie în mijlocul oamenilor. În primul rând, în mijlocul oamenilor. Și sigur, și în mijlocul bisericii, dar și în mijlocul oamenilor. Iar oamenii sunt peste tot. Și oamenii activează în diferite medii. Și din acest motiv, revista noastră și, sigur, ulterior, conferințele și cursurile pe care le organizăm, țintesc oamenii din toate mediile, culturale, profesionale. Așa se face că, spre surprinderea multora, revista noastră conține rubrici gastronomice, de exemplu, sau o rubrică de umor, sau o rubrică de știință. În toate, însă, în orice domeniu ne-am mișcat, orice domeniu am abordat și orice mediu am tratat, în toate se descoperă fragmente de adevăr. E ca un puzzle pe care încercăm să-l recompunem pentru a oferi imaginea de ansamblu a adevărului, a credinței, a dragostei și a bucuriei de a fi. Înțeleg că beneficiind și de tinerețe și de viziunea aceasta, ați reușit să descoperiți înaintea altora că e nevoie de un nou mod de adresare pentru
a aduce lumea înspre credință. Mi-amintesc că acum mulți ani susțineați niște, practic, mini-conferințe la radiourile locale. Ați intuit care e impactul pe care l-au acestea asupra publicului. Apoi ați lansat revista, care a reușit să reziste 8 ani, ceea ce constituie cu siguranță o performanță în condițiile în care publicații generaliste nu reușesc să supraviețuiască atât pe o piață concurențială. Și biserica e nevoită să facă față unei concurențe în momentul acesta și unei agresiuni deopotrivă. Sunt programele de televiziune, de pildă, care îndepărtează de cele mai multe ori lumea de credință. Apoi sunt tot felul de misionari de tip nou care vin cu diferite mesaje, mai mult sau mai puțin cuvenite. Cum reușește să se poziționeze biserica prin preoți tineri și vizionari, într-o oarecare măsură, ca dumneavoastră, în circumstanțele actuale? Biserica duce o luptă defensivă, în primul rând. Se află într-o situație extrem de delicată. În primul rând că orice pas greșit este pe larg exploatat de media și în același timp provocările cu care se confruntă biserica în general sunt din ce în ce mai diverse și din ce în ce mai complicate. Și atunci trebuie să fii tot timpul pregătit pentru a reacționa. Ceea ce lipsea în 2005, când am lansat această revistă, cred că deja acum se poate numi o anumită stare de spirit. Conștiința nu mai e doar o publicație, e o anumită stare de spirit, o anumită atitudine. La vremea aceea nu exista viteză de reacție a bisericii. Adică și dacă se întâmpla ceva la adresa bisericii, în modul cel mai direct, lipsa reacția. Sau dacă sosea această reacție, sosea suficient de întârziată încât să nu mai conteze. În acest motiv am simțit nevoie alături de câțiva prieteni ai mei, și preoți și mireni, să organizăm un fel de scut local al bisericii pe mai multe fronturi. Am încercat pe toate fronturile. Mă rog, am reușit măcar parțial. Alminteri, nu ar trebui să însărcinăm instituția bisericii cu toate problemele acestea. Fiecare dintre cei botezați oglindește biserica. Prin urmare, așa cum eu sunt responsabil pentru soarta bisericii și mai ales pentru starea de spirit a bisericii, în aceeași măsură sunteți și dumneavoastră și fiecare dintre spectatorii care ne urmăresc. Biserica nu este doar apanajul bărbilor luni și al sutanelor. Biserica este noastră tuturor. Asta nu prea se înțelege. Din păcate, simt de multe ori că suntem tratați ca niște inși care au pe statul de plată această obligație de a se ruga sau de a spune două vorbe despre Hristos. Toți reprezentăm biserica și ar trebui să ne implicăm în activitatea, în viața bisericii de zi cu zi. În primul rând, biserica nu e neapărat o instituție, este o stare de spirit, pe care, din păcate, unii nu o descoperă niciodată. Din păcate. E un organism viu, din câte ne spuneți, pe care și câte o celulă a acestui organism suntem fiecare dintre noi. Vă întreb, pentru că ați avut inițiativa asta în 2005, într-o perioadă în care, după cum ne-ați mărturisit, biserica, ea, ca instituție, nu reușea să reacționeze prompt. La fel cum nu reacționează prompt în zilele noastre instituțiile statului. Sigur. V-ați asumat, a fost și un act de curaj, adică îmi imaginez că existau unele prejudecăți și la nivelul oamenilor din biserică, din aparatul administrativ. N-au fost și reacții ostile sau, mă rog, la momentul acela din partea reprezentanților bisericii, până au înțeles care e cu adevărat demersul dumneavoastră? Sunt și astăzi reacții ostile. Nu e nicio problemă. Sigur, noi ne urmăm calea, indiferent de ce spun unii sau alții. Mi-amintesc că atunci când am început, erau confrați de-ai mei care spuneau: ei, lasă că te liniștești, în 3 luni te liniștești, așa. A 3 luni o să dureze revista. N-a durat chiar 3 luni. În același timp au fost, sigur, meciuri.
au fost provocări, au fost sancțiuni. Sunt mai puțin importante. Câtă vreme noi ne-am asumat această vocație a mărturisirii, convenționale sau neconvenționale, nimic nu ne poate sta în cale. Sigur că uneori te mai îndoiești. Au fost și situații limită în care s-a pus serios problema existenței, supraviețuirii revistei. Dar le-am depășit și mergem pe drumul nostru. Altfel, nu considerăm că facem concurență revistelor oficiale. Și chiar dacă am face concurență, ar fi foarte bine pentru revistele oficiale. Pentru că le stimulă în felul ăsta, așa cum se întâmplă de obicei. Sigur. Pentru cei care n-au văzut revista, ar fi interesant să le sugerați câteva subiecte pe care le-ați tratat. Sunt unele chiar la zi și subiecte controversate pe care nu v-ați fi să le abordați dumneavoastră sau colaboratorii revistei și aș vrea să ne vorbiți un pic și despre cei cu care colaborați, cam cine semnează în revista Conștiința. Sigur, sunt onorat să am în jurul meu vreo 20 de persoane minunate care sunt dedicate condeiului și adevărului și credinței. Și de asemenea sunt tare fericit să am corespondenți din Statele Unite, din Franța, din Germania, din Spania, mai nou, din Italia. Adică sunt oameni dedicați, oameni care scriu voluntar și ce e mai important, scriu voluntar, dar nu scriu de mântuială, pentru că în general munca voluntară e muncă de mântuială. E, la noi nu se întâmplă așa. Subiectele sunt dintre cele mai diverse, dar în primul rând sunt subiecte de maximă actualitate. De pildă, în luna ianuarie am abordat acel subiect mult mediatizat al incinerării celebrului regizor Sergiu Niculescu. De asemenea, nu ne sfiim să abordăm problemele minorităților sexuale și nu numai. În general, evenimentele care ard sunt asumate și abordate punctual în revista noastră. Am în jurul meu profesori, am doctori în teologie, în fizică, în matematică, în filozofie, am de asemenea medici, am filozofi, de asemenea un șef, un bucătar profesionist, care întotdeauna ne scrie câte o rețetă adaptată contextului liturgic. De pildă, numărul din martie, veți putea descoperi o rețetă de plăcintă cu brânză, pentru că ne apropiem de săptămâna brânzei. În post, de pildă, o să fie o rețetă evident de post. În fine, oamenii sunt încântători și sunt foarte mândru că și eu mă număr printre ei. Nu v-ați rezumat însă la această publicație. Dacă ar fi fost doar ea și ar fi fost deja un demers extrem de important pe care l-ați făcut pentru a vă apropia și alt public. Ați decis însă că puteți face mai mult și ați început să organizați niște conferințe extrem de interesante la care oamenii vin în număr din ce în ce mai mare. Ce v-a inspirat aici? Poate și experiența pe care ați avut-o ca lector dumneavoastră personal la Fundația Calea Victoriei din București, unde constant susțineți conferințe cu subiecte interesante? Proiectul Conștiința se desfășoară pe trei nivele. Primul nivel este cuvântul care arde și se stinge. E revista, care abordează subiecte de actualitate, dar care în luna următoare nu mai sunt interesante. Asta fiind blestemul ziaristului, să spunem. Exact. Așa că munca lui nu e o muncă care să dăinuiască. Da. Neapărat. E o muncă trecătoare. Așa. Mai trecătoare decât alte activități. Deci cuvântul flacără care astăzi arde și mâine nu mai arde, se stinge. Cuvântul care vistă. Mai rămâne amintirea luminii. Da, pe care sigur. Pe urmă, nivelul numărul 2 este cuvântul rostit. Cuvântul rostit care țintește direct mintea și inima omului și care de cele mai multe ori are cel mai mare succes, dar care iarăși nu rămâne.
Și la nivelul ăsta am inclus conferințele și cursurile. Și trei, cuvântul care rămâne, cartea. Deci avem trei nivele de abordare a cuvântului, trei nivele ale conștiinței, ale proiectului conștiința. Și am încercat de-a lungul timpului să marjăm pe toate cele trei nivele. Am reușit și nu prea. Pot să spun că avem multe satisfacții, dar și multe nemulțumiri. Suntem într-o luptă continuă. Unele proiecte ne ies, altele nu ne ies. Dar suntem pe o traiectorie ascendentă și ecourile din partea cititorilor, din partea audienței noastre, sunt de natură să ne încurajeze, pentru că dacă nu i-am avea pe acești oameni care să ne urmărească lună de lună, atunci ne-am pierde motivația și încrederea în proiectele noastre. Înainte de a le spune telespectatorilor cam despre ce fel de conferințe e vorba, cam care sunt subiectele abordate și mai ales care sunt lectorii, pentru că sunt nume importante ale culturii române, spuneți-ne despre experiența dumneavoastră de conferențiar la Fundația Calea Victoriei. Am găsit niște subiecte extrem de interesante, cum ar fi pecetea numelui sau inițiere în taina credinței. Vorbiți-ne un pic și despre publicul care vine la conferințele pe care le susțineți. Conferința este o mare provocare. Câte vreme cei care sunt în sală, e vorba de o sală, nu de biserică, nu prea au de-a face cu biserica. Și atunci trebuie să găsești un mod de adresare total diferit față de cel pe care îl folosești ca preot în biserică. Și atunci a trebuit să găsesc un mod neconvențional de a le vorbi. Și asta a fost, de fapt, marea provocare. Nu era atât de dificil să știu ce să spun. Era dificil modul în care trebuie să spun ca să fiu convingător. Și, în fine, eu zic că am reușit. Publicul din București este mai pretențios decât cel din Ploiești, cu riscul de a-i dezamăgi pe spectatorii noștri, dar în același timp te provoacă pentru a găsi subiecte și mai ales maniere de abordare a acestor subiecte cât mai neconvenționale și cât mai convingătoare. Și eu n-aș vrea să vorbesc neapărat despre ceea ce a fost, vreau să spun o singură frază despre ceea ce urmează. Pe 4 aprilie, la Fundația Calea Victoriei, inaugurez un curs care se cheamă Teologie la Farfurie, în care prezentăm o masă structurată pe feluri de mâncare. Începem cu pâinea și vinul, pentru că e post. După ce prezint semnificațiile teologice ale pâinii și ale vinului, degustăm pâine caldă și vin. Apoi o să avem antreu. La antreu o să avem, evident, ouă roșii, va fi după Paști. Vom avea măsline, care sunt un simbol extraordinar și plin de referințe biblice și așa mai departe. Până când vom ajunge, vom face și teologia mierului, teologia peștelui și teologia desertului. La desert avem colivă și cozonac și așa mai departe. E bine, ca să vă dau un exemplu de conferință neconvențională, după ce prezint aceste subiecte, le și consumăm. Adică discutăm despre teologia peștelui, după care, împreună cu auditorii mei, mergem și mâncăm un pește. Astfel de abordări sunt mult mai convingătoare chiar decât o predică în biserică. Oricât ar fi ea de inspirată și de instruită. Pentru că, practic, aduci cobor din sfera teoretică în farfuria omului, în cel mai concret element. Asta pe de-o parte, dar fără a abandona vreo clipă semnificația mai adâncă a lucrurilor. Evident. Adică aterizăm în farfuria omului, în concret, pentru
ai descoperi simbolurile mâncării sale, simbolurile profunde, extraordinare, nebănuite, incredibile, ale oului, ale peștelui, ale vinului, ale pâinii. E absolut fascinant din perspectiva asta. Suntem practic înconjurați de simboluri, numai că trebuie să învățăm să le deslușim, să le citim, să ne dezvăluie cineva care e semnificația fiecăruia dintre ele. Exact, noi avem senzația că trăim în două lumi paralele, lumea materială și lumea spirituală. De obicei, lumea spirituală pare așa undeva suspendată, departe de noi, ascunsă, inaccesibilă, și noi ne facem veacul în lumea materială. Nu e deloc așa. Spiritul este în concret. Din păcate, încă nu avem vederea formată pentru a-L descoperi pe Dumnezeu în fiecare fărâmă de pâine. Asta vrem să facem noi la Fundația Calea Victoriei, un curs care va fi totuși reluat în Ploiești, probabil anul acesta. V-am dat acest exemplu ca să vedeți care este maniera de a aborda cele mai de suflet subiecte pentru creștini, dar și cele mai concrete subiecte. Revenind la conferințele de la Ploiești, cine va susține în perioada următoare conferințe în cadrul fundației dumneavoastră și cam care sunt subiectele? Eu am idee despre câteva care sunt foarte, foarte interesante, dar aș vrea să le spunem și telespectatorilor. Planurile noastre sunt îndrăznețe. Adică noi ne-am pus în minte să aducem cele mai mari personalități ale culturii românești. Și nu doar atât. Pot să vă spun deja că au fost contactate personalități precum Andrei Pleșu, Răzvan Teodorescu, Ovidiu Bojor deja a conferențiat săptămâna trecută. De asemenea, avem deja o discuție cu Dumitru Prunariu și cu Alexandru Mironov, Eusebiu Ștefănescu, actorul, vine pe 28 martie și așa mai departe. Sunt subiecte din cele mai diverse, dar în toate este prezent așa ca un fir roșu, ca un laimotiv, adevărul. Și sunt foarte încântat că la invitațiile noastre, la invitația noastră, au răspuns asemenea persoane. Vrem să-i aducem pe oamenii de valoare din România în mijlocul ploieștenilor. Asta este ambiția noastră. Și deocamdată am reușit. Avem deja 3 evenimente reușite și care au fost cât de cât bine organizate și s-au bucurat de succes. Din păcate, însă, nu sunt mediatizate pe măsură. Suntem la început, aici mai avem de lucru. Alminteri sunt lucruri care pe mine mă încântă și mă provoacă în același timp. Următoarea conferință, presupun că întrebarea dumneavoastră asta viza în primul rând, va fi susținută de Ana Bota. Nu știu dacă telespectatorilor noștri le spune ceva acest nume. Doamna este scriitor, este antropolog, este poet, de altfel colaborează la revista noastră, dar domnia sa iese în evidență, deoarece în urmă cu 3 ani a efectuat o expediție antropologică în insula Vanuatu, printre urmașii canibalilor. Și va veni miercuri pe 13 martie, pentru a relata incredibila poveste, da, a șederii sale timp de 2 luni printre urmașii acestor canibalilor sălbatici. Ceea ce povestește este extraordinar, în afară de faptul că experiențele au fost ieșite din comun și în afară de faptul că domnia sa are mult har în a povesti. La sfârșitul conferinței te întreb care de fapt sunt sălbaticii? Ei sau noi? Este incredibil. Eu am participat la această conferință, mă rog, a fost o formă primară, formă inițială a conferinței, în vară, în Delta, la o tabără de antropologie și de atunci mi-am pus în
gând să organizăm această conferință și iată că am reușit. Așa că vă invit, va fi o conferință eveniment pentru orașul Ploiești. Și domnia sa va aduce secvențe video, fotografii și obiecte din tabăra urmașilor canibalilor. Va aduce cu ea și cartea pe care a scos-o în urma acestei experiențe? Da. Ultimul canibal, din păcate epuizată. Da. Va fi cu siguranță o experiență extrem de interesantă pentru toți cei care vor să știe mai multe despre cei care ne-au precedat până la urmă, pentru că acești canibali sunt niște fosile vii, am putea spune, stau mărturie pentru cum a evoluat omenirea de-a lungul timpului. Sunt un capitol din istoria noastră. Sunteți pasionat în egală măsură de antropologie. Ne mărturisesc că v-ați cunoscut cu viitoarea conferențiară de la Ploiești, chiar într-o tabără de antropologie. Sunteți preocupat de știință în general. Sunteți de acord cu opinia din ce în ce mai răspândită că știința și religia nu se contrazic cât uși de puțin? Decenii la rândul am fost învățați că religia e una și știința contrazice religia. Constatăm însă acum că marii savanți depun mărturie că există o entitate superioară, că există cineva deasupra care ne guvernează și care e deasupra tuturor, nu numai a unora sau altora. În revista noastră abordăm permanent, în cadrul rubricii Credință și Știință, acest subiect. Iar această rubrică este semnată de un fizician, un doctor în fizică. În secolul 20 s-a spus de către oameni de știință că, de fapt, la baza creației, la baza materiei, stă informația. E bine, în secolul 4, Sfântul Grigorie de Nisa spunea că, de fapt, temeiul creației este logosul, adică rațiunea. Ceea ce au descoperit oameni de știință după atâtea secole, după 16 secole, da, spunea un călugăr, e drept, era episcop și mare teolog, secolul 4. Așa încât nimic nou sub soare. Nu știința îl contestă pe Dumnezeu, ci doar câțiva oameni de știință care încă nu merg până la capăt. Așa încât, așa cum spunea profesorul meu de dogmatică, Dumitru Popescu, Dumnezeu să-l odinească, știința astăzi bate la porțile transcendentului. Este foarte aproape de Dumnezeu, iar omul de știință onest n-are încotro și ajunge tot la picioarele lui Hristos. Foarte frumos spus. Vorbeam în aceeași emisiune aici, la Dialog 100%, cu inventatorul Iustin Capră, pe mai multe teme și la un moment dat își amintea și ne amintea nouă tuturor de ce a spus Malraux la un moment dat și ne raportăm tot mai des la spusele filozofului, care spunea despre secolul 21 că va fi religios sau nu. Și tot Iustin Capră își exprima opinia împărtășită și de alții că acum în secolul 21, când tehnologia a ajuns unde a ajuns, parcă din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă către spirit. Sunt mai preocupați de spirit decât de trup, de aspectele spirituale decât de cele materiale. Sunteți de acord? Sau e vorba de o minoritate care face lucrul ăsta? Cum simțiți? Eu cred că omul de astăzi este atât de scos în afara sa de mass media, de descoperirile tehnicii și ale științei, încât pe drumul vieții începe să se sufoce. Începe să-și dea seama că totuși trebuie să existe un sens. Dincolo de această nebunie zilnică, dincolo de programul unor infernal, pe care cu toții îl avem. Știu că și dumneavoastră vă uitați la un moment dat. Așa. Bun, dincolo de toate aceste provocări de zi cu zi, trebuie să existe ceva, trebuie să existe o scăpare. Și, prin urmare, constat și în rândul tinerilor că înspăimântați de ceea ce se întâmplă în jurul lor, decepționați de semenii lor, caută cu disperare uneori
un sens, caută un răspuns. Și mulți vin și găsesc acest răspuns la spovedanie, de pildă, sau în biserică în general. Cred însă că totuși creștinii sunt creștini de fapt, nu vorbim de cei cu acte în regulă, că suntem 80 ceva la sută. Creștinii practicanți, creștinii care sunt convertiți, oamenii care caut adevărul și răspunsul și rostul și bucuria de a fi, sunt încă minoritari. Pe de altă parte, impresia mea este că se strânge lațul în jurul nostru. E din ce în ce mai multă iraționalitate, din ce în ce mai multă lăcomie, din ce în ce mai multă răutate și duplicitate în jurul nostru, încât vom fi din ce în ce mai constrânși să strigăm după ajutor. Și cum de cele mai multe ori sau momente cele mai crâncene nu oamenii îți oferă ajutorul, e posibil ca tot mai mult să strige pe Dumnezeu și să capete răspunsul cuvenit. Fiind însă foarte important ca ei să strige după ajutor. Sigur. Pe de altă parte, în căutarea asta, mai ales a tinerilor, nu există și riscul să facă niște opțiuni greșite? Tot așa, asaltați de tot felul de oferte, între ghilimele sau nu? Da. Există o mulțime de false biserici, de credințe de tip nou. Se tot vorbește în ultimul timp. Și există o mulțime de variante încât un tânăr debusolat, derutat, ar putea alege o cale greșită. Este adevărat. Este un risc care îl paște pe orice tânăr, pe oricare dintre noi până la urmă. Da, până la urmă, credința este o opțiune, nu? O opțiune care singur este verificată de 2000 de ani, o credință care este susținută de mărturii personale și de tradiție, dar rămâne o opțiune. E una dintre multele opțiuni pe care omul le poate activa. Sau nu. Nu e obligatoriu în niciun fel. Nu e nimic obligatoriu, e doar o propunere. Hristos n-a obligat pe nimeni să creadă în El. Altfel n-am mai fi vorbit de credință, am fi vorbit de certitudine, de un contract, dacă vreți. Deci credința rămâne totuși o opțiune. După experiențele de până acum, după experiențele prietenilor mei și experiențele celor din jurul meu, această opțiune este cea mai viabilă, este cea mai sigură. Este un pariu, e un pariu până la urmă credința, că poți să te și păcălești la o adică, așa, dar este un pariu, este cel mai sigur pariu. Niciodată Dumnezeu nu te va păcăli, nu te va înșela. Sigur că pare o nebunie, așa, e totuși o atitudine de luare în răspăr a lumii în care trăiești, a standardelor acestei lumi, a clișeelor mult mediatizate și totuși este singura cale. Un părinte spunea la un moment dat o vorbă foarte inspirată. Este în lumea asta o mie și una de drumuri, o mie și una de cărări, dar există o singură cale. Se referea la aceste cuvinte pe care și noi le folosim ca motto în revista noastră, eu sunt calea, adevărul și viața. Sunt sigur că mulți telespectatori, mai ales de o anumită vârstă, vor fi surprinși de libertatea cu care vorbiți despre toate aceste subiecte. Pe cei mai tineri, pe de altă parte, nu poate decât să-i cucerească stilul acesta de adresare și de abordare a subiectelor cu adevărat importante pentru fiecare dintre noi. În contextul ăsta v-aș provoca și eu cu un subiect destul de discutat în ultima perioadă. E vorba de învățământ și de predarea religiei în școli. Nu o să vă întreb dacă sunteți de acord cu ea la modul la care se întâmplă acum, aproape obligatoriu sau subînțeles obligatoriu. O să vă întreb dacă, din experiențele pe care le-ați avut, din informațiile pe care le dețineți, abordează corect cei mai mulți profesori de religie, că nu toți sunt preoți cei care predau religia, această disciplină? S-ar putea face mai mult, tocmai pentru că aveți experiența asta abordării neconvenționale a subiectelor.
Bun, mă bucur că nu mi-a spus acea întrebare, dacă sunt de acord sau nu. Evident că ar fi fost o întrebare monotonă și pentru un răspuns previzibil. Mă bucur că nu mi-a spus-o deci. În același timp, impresia mea este că tot învățământul românesc este grav afectat, pentru că nu mai sunt oameni de valoare. Nu mai sunt oameni de valoare pentru că, domnule Dociu, un stat sănătos la cap își protejează în primul rând învățământul și sănătatea. Ori la noi, întotdeauna, acestea au fost cenușărăsele bugetului, da? Singurii profesori sau... Nu, să nu fac păcate aici, pe postul dumneavoastră. Cei mai mulți profesori calificați sunt din generația părinților noștri. Din generația noastră există oameni de valoare, dar din ce în ce mai puțin. Evident că trebuie să fii un adevărat martir, trebuie să fii devotat până în măduva oaselor ca să rămâi în învățământ când ești plătit așa cum ești plătit, ești foarte prost și când n-ai nici măcar satisfacții morale sau foarte puțin satisfacții morale. De situația generală a învățământului este una tristă și, mă rog, nu are rost să dezbatem aici care sunt cauzele și care sunt vinovați. Bun, în particular vorbind de situația religiei, aici poate problema este și mai accentuată, deoarece tinerii, mă refer la absolvenții de teologie, unii dintre ei predau religie în căutarea unui alt post, unui post de preot sau unui alt post. În general, profesorii de religie mai au și o specializare, ceea ce este foarte bine. Numai că abia așteaptă cei mai mulți dintre ei, și știu din surse sigure, abia așteaptă să găsească altceva de muncă. Și, prin urmare, evident că nu sunt dedicat 100%, ca să împrumutăm o expresie din titlul emisiunii noastre, acestei activități. Evident că, din păcate, calitatea predării religiilor este una slabă, poate mai slabă decât calitatea predării altor discipline. Lucru care, singur, este foarte trist. Sunt și profesori extraordinari, dedicați, care iubesc copiii, care iubesc pe Dumnezeu și care fac din noi de religie o adevărată sărbătoare. Sunt, slavă Domnului! Sunt copii care vin acasă și spun: ora mea preferată este religia. Pe de altă parte, sunt și copii care spun: nu pot să suport ora asta, ceea ce este strigător la cer. Prin urmare, nu cred că pe termen lung se va îmbunătăți ceva câte vreme oamenii nu vor fi motivați, nu doar financiar, dar și financiar, ca să își asume ceea ce fac. La catedra de română sau la catedra de religie. E adevărat că sistemul în general, învățământul românesc, e bolnav, la fel cum și sănătatea e bolnavă și nu pare nimeni dispus să-i scrie o rețetă pe care să-i o și onoreze, așa cum s-ar cuveni. E mult de discutat despre ce s-a întâmplat în învățământul românesc și cred că aveți mare dreptate. Câtă vreme vor suferi și celelalte discipline, religia de ce ar face excepție? Dar fi de dorit să se schimbe la un moment dat, să privim cu optimism, așa cum priviți și dumneavoastră, sigur, inclusiv din paginile revistei și din abordarea asta. Revenind la subiecte care preocupă lumea în acest moment, se vorbește tot mai des de ani de zile de conflictul dintre creștini și musulmani. Ce părere aveți pe tema asta? E un conflict real? Are prea puțin de-a face religie? E doar un pretext în toată această istorie? Cred că totuși problema este, să spun, mai nuanțată decât se pune pe tapet în general. Anul trecut am organizat un pereinaj în Turcia, în Asia Mică și Capadocia. Și am avut foarte multe surprize, unele plăcute. Am mers 6 zile fără să întâlnim acolo nicio cruce. Eram disperați. Vreau și noi o biserică în care să spunem o rugăciune. Și am găsit abia în a 8-a zi a pereinajului când am ajuns la Constantinopol.
Dar, în Capadocia, unde nu mai există biserici active, nu mai există creștini acolo, am găsit vestigiile așezământului organizat de Sfântul Vasile cel Mare. Bun, dar dincolo de asta, gazdele noastre de la hotel au decorat un PPN cu o cruce. Erau musulmani. Erau musulmani practicanți, erau dedicați credinței lor și totuși, așa în semn de respect față de noi oaspeții, despre care știau că suntem creștini, da? Au decorat un pepene în formă de cruce. Mi s-a părut o chestiune extraordinară și care lovește în prejudecățile pe care le avem față de musulmani. Am citit cu ocazia acestui pelerinaj și Coranul. Este incredibil ce se spune acolo. Se cultivă dragostea, se cultivă adevărul, se cultivă înțelegerea între oameni. Nu e nimic, aproape nimic, care să contravină flagrant principiilor creștine. Singura diferență majoră, esențială, între musulmani și creștini este că musulmanii nu recunosc pe Iisus drept Dumnezeu. Îl consideră doar un profet, primul dintre, sau unul dintre cei mai mari profeți, așa, dar care culmea are ridicate în, vorbind de profetul Iisus, așa, care are ridicate în Constantinopol două moschei ridicate în cinstea marelui profet Iisus. Așa încât diferențele acestea sunt totuși exagerate, sunt, iar oamenii nu sunt atât de contondenți ca principiile. Asta a fost părerea mea când am ajuns acolo. Însă mai e o chestiune și aici trebuie neapărat să-mi îngădui să spun până la capăt această idee. Domnule Dociu, Dumnezeu iubește viața. E bine, musulmanii se mulțesc. Ei fac copii. Turcia este o putere incredibilă în momentul de față. Dar, în general, lumea musulmană e plină de copii. Creștinii nu se mai mulțesc. Și atunci, e foarte posibil ca Dumnezeu să îi simpatizeze mai mult la un moment dat pe oamenii care se luptă, girează moral și fizic viața, decât pe creștinii care sunt îmbuibați și care trăiesc pe picior mare, dar care nu mai fac copii. Și o să ajungem, de fapt, estimările sunt foarte clare, ca musulmanii să fie majoritari și să ne fie nu peste multă vreme, câteva zeci de ani nu înseamnă nimic în istorie, o să ajungem ca noi să fim neminoritari și probabil slugi la musulmani. De ce? Tocmai pentru faptul că noi nu mai iubim viața. Așa încât nu știu exact ce se va întâmpla, dar cred că nu e bună. Noi ne fălim cu principii, cu tradiții bimilenare, cu biserici, ce biserici, cu dogme, cu cântări. Ne fălim cu foarte multe. Noi suntem cei mai tari. Dar când e vorba de perpetuarea neamului, când e vorba de viață, zicem pas. Așa încât veștile nu prea sunt bune. A trebuit să ne gândim mai mult, să reflectăm înainte de a judeca pe ceilalți, să ne uităm în propria ogradă și să tragem concluzia că e posibil ca măcar din această cauză Dumnezeu să îi simpatizeze mai mult pe oamenii care girează viața decât pe cei care se fălesc cu principii și tradiții și care, de fapt, refuză viitorul. Încerc să-mi imaginez reacțiile unora dintre telespectatori când ați lansat ideea asta, dar e nemaipomenit că asta îi provoacă, sunt sigur, să mediteze asupra a ceea ce face fiecare
în viața de zi cu zi, pentru că până la urmă biserica trăiește în fiecare dintre noi și prin ceea ce facem sau nu facem fiecare dintre noi, ori preoți, ori mireni. E foarte interesant subiectul acesta al familiei în ziua de azi și înțeleg că aveți un punct de vedere clar asupra ceea ce se întâmplă. Ce se petrece cu familia în societatea românească? Familia este, din păcate, prima care se expune acestor nebunii care se petrec în jurul nostru. Anul trecut, în toamnă, am cerut o situație de la starea civilă și au fost încheiate 1000 și vreo 100 de căsătorii și au fost înregistrate 450 de divorțuri. Deci, cam 40% este rata divorțurilor față de cea față de căsătorii. Iar anul trecut a fost un record, s-a înregistrat un record negativ. Cele mai puține căsătorii înregistrate și cele mai puține nașteri. Adică stăm rău, din ce în ce mai rău. Și asta pentru că oamenii nu mai știu să iubească, nu mai știu că iubirea se învață, adică nu e așa o pleașcă, e un dar de la Dumnezeu, dar care trebuie tot timpul cultivat. Nu mai găsesc puterea de a continua o relație încercată de provocări de zi cu zi, sigur, nu găsesc rețeta de a-și prelungi o relație. Copiii, din păcate, sunt și ei foarte vulnerabili. Este și această presiune fantastică a jobului, da, care ocupă din ce în ce mai mult timp în viața noastră și pretențiile noastre sunt uneori exagerate. Vrem să le facem pe toate și le facem, izbândim, facem carieră, facem și casă, avem și o mașină, după care constatăm că relația este praf. Și că am dat ceea ce era mai de preț, ceea ce era secretul fericirii noastre, pe nimic. Pe niște bunuri pe care le-am cucerit, cărora le-am dedicat timpul și ambiția și pasiunea noastră și priceperea noastră, dar care nu încălzesc inima. Pentru asta, sigur, și noi ne luptăm în fel și chip. Chiar am susținut o conferință în urmă cu o lună despre dragoste în fel și chip, în care tocmai asta am promovat, dragoste. Este esențial. Dacă nu ne îngrijim familia, atunci ne ia dracu pe toți la modul propriu. N-am înjurat pe post. Nu, la modul propriu, asta se va întâmpla. Dacă nu ne refugiem la adăpostul familiei, totul este pierdut. Aveți senzația că oamenii sunt mai egoiști în zilele noastre decât erau acum câteva decenii? Că sunt mai preocupați de plăcerile lor, de împlinirile lor, decât ale celor din preajmă? Sau a fost valabil întotdeauna? Eu cred că omul e același dintotdeauna. Fiecare generație are parte de provocările ei, de neajunsurile ei, de, știu eu, privilegiile ei. Totuși, în perioada asta nebună pe care o traversăm, se dă un război pe față și bine regizat împotriva familiei. Pentru că o familie este cuibul omului. Dacă desfințezi, dacă strici cuibul, el devine vulnerabil. Mă gândeam, de pildă, mă bufnește râsul, da. Să spun și pe asta. Am un prieten care administrează un restaurant. Și a spus că în ultima vreme s-a organizat petreceri de felul acesta. Se întâlnesc soții după un an de la pronunțarea divorțului. Aniversează divorțul. Adică vine soțul cu
noua concubină, așa, și soția cu noul concubin se întâlnesc ca niște oameni civilizați, așa, discută, iau masă, dansează unii cu alții și hotărăsc ca la peste un an să se revadă în aceeași formulă, din, da? Din nou. Deci, iată, nu există doar celebrarea nunții, există și celebrarea divorțului, da? Adică e tragicomic, sigur. Se întâmplă lucrul ăsta nu în România neapărat, ci în Ploiești. Așa, chiar și în situații de felul ăsta, toată lumea râde, cântă, sigur, și dansează, nu neapărat e și fericită, că asta poate fi și doar pentru a păstra aparențele, sigur, se poate întâmpla lucrul ăsta. Asta denotă o abordare cumplit de superficială. Adică nici măcar drama unei ruperi a relației conjugale nu mai este asumată ca atare. Nu mai e nimic. E așa o chestie, bun, am trăit, ne despărțim, e la modă, psihologic chiar. E o problemă cu psihologii, cu unul dintre ei. Recomandă că divorțul e chiar util, că mai schimbă starea de spirit, este mai înnoiește, mai împrospătează dispoziția omului, ceva nou. Din păcate, nu-și dau oamenii seama că divorțul este cea mai mare dramă, cea mai mare tragedie, a spune, deși tragedia se folosește strict când e vorba de un deces. De multe ori, un divorț are consecințe mult mai grave decât un deces. Pentru că intră în joc copiii proveniți din familii dezmembrate, la rândul lor, și asta o spun din calitate de duhovnic, la rândul lor vor crea familii dezbinate, pentru că asta au văzut în casă, e logic. Și vor aborda la plezneală orice relație pe care o vor avea când vor crește. Așa încât, după părerea mea, familia, din păcate, este cel mai important, este din fericire cel mai important lucru, dar din păcate cea mai expusă în momentul de față. Și o demonstrează chiar statisticile, după cum ne spuneați înainte, că suferă familia, instituția ca atare, cea care cândva era numită celula de bază a societății, până și de regimul comunist, care nici el nu știa probabil câtă dreptate avea în enunțul ăsta. Una din conferințele extrem de interesante pe care le-a susținut în ultima perioadă se chema Sub peceta numelui. Și ideea, da, pe care ați enunțat-o cu acel prilej și pe care a susținut-o convingător este că numele pe care îl primim la botez, fiecare dintre noi, ne marchează cumva, da, existența. În ce fel se întâmplă lucrul ăsta? La 8 zile de la naștere, preotul este invitat la prunc ca să îi citească o rugăciune. Îi citește pruncului și citește mamei. Puțin știu că acea rugăciune are o denumire specială, rânduiala punerii numelui. Este un act sacru care se petrece acolo, în acea rugăciune, în acea binecuvântare. Omul, copilașul, primește identitate. Acel nume funcționează ca o pecete. Ca o pecete care se imprimă pe caracterul copilului, o pecete care este confirmată și corect direcționată spre răsărit, spre Dumnezeu, în taina botezului, o pecete care îl va urmări pe copil de-a lungul întregii sale existențe. Din păcate, foarte puțin știu că numele lor înseamnă ceva. Știi ce înseamnă numele Claudius? Depinde. Aștept să-mi spuneți ce semnificație are. Numele Claudiu. Așa. Înseamnă cel care plânge sau cel care șchiopătează. Există două variante. Dar ambele variante pot fi complementare. Cel care plânge în prima variantă, cel care poartă numele Claudius sau Claudius, e menit să aibă o viață interioară. Dacă nu are viață interioară, atunci e posibil să se risipească, oricum să nu-și găsească identitatea. Cei care șchioapătă sau se împiedică, așa, acela care se cheamă Claudiu trebuie să țină cont că în lumea asta e posibil să se împiedice și că trebuie să aibă alte năzuințe și alte priorități. Pe cărările acestei lumi,
noi toți suntem expuși și riscăm să ne piedicăm și să cădem în bot. Noi toți. Dar cu pregădere cel care se cheamă Claudiu, pentru că așa se cheamă. Deci foarte puțini cunosc semnificația numai lor și că această semnificație îi influențează, că numele pe care îl poartă funcționează ca un proiect. Dacă nu-ți cunoști proiectul, evident că n-ai cum să-l realizezi vreodată. Este ca o schiță pe care tu trebuie să o împlinești. Și mai mult decât atât, cele mai multe nume de la noi, cele mai multe nume sunt teoforice, adică îl conțin în structura lor pe Dumnezeu. De pildă, iată, nume comune. Ion înseamnă Dumnezeu are milă. Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu. Gabriel înseamnă Dumnezeu este puternic. Și așa mai departe. Toate numele au o anumită semnificație. Din păcate, însă, nimeni nu e interesat ce înseamnă numele. Și cu atât mai puțin sunt interesați oamenii să știe cum să își împlinească semnificația, să le concretizeze, să-și asume pe care o au prin... ca o vocație, ca un proiect. Un proiect care trebuie concretizat în fiecare zi, în fiecare moment. Vă mărturisesc că nu știam decât de a doua semnificație a numelui Claudius, cel care își chebotează, pentru că avem un exemplu din istorie, împăratul Claudius. Extrem de interesante toate lucrurile astea pe care ni le spuneți și ne-ați deschis așa multe perspective pe care nici nu le-am fi bănuit poate înainte asupra realității de zi cu zi, demonstrându-ne în fiecare minut și cu fiecare afirmație că biserica e în fiecare dintre noi și că Dumnezeu e printre noi, nu neapărat deasupra noastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența în emisiune. Vă aștept și în alte ocazii pentru a ne mai desluși din tainele astea și a ne explica semnificațiile lucrurilor care ne înconjoară și pe care am face bine să le observăm cu mai mare atenție și să ținem cont de ele. Mulțumesc mult încă o dată pentru acest dialog. Dragi telespectatori, vă doresc toate cele bune.